De la idee la un business inteligent. Află cum poți alege finanțarea potrivită împreună cu ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare! Continuăm să vorbim despre case pasive și vedem cum au fost implementate cu succes panourile fotovoltaice și alte proiecte la SOS Satele Copiilor. În acest sens, îl avem astăzi alături de noi pe domnul Roberto Pătrășcoiu, CEO-ul Habitat for Humanity. Bine ai venit la Banii Mișcare și mulțumim pentru acceptarea invitației! Bună seara, Iancu, și mulțumesc pentru invitație! Roberto, ce fel de proiecte derulați voi în general la Habitat for Humanity? Poate lumea nu este familiarizată și aș vrea în mod particular să ne explici la SOS Satele Copiilor ce ați făcut. La Habitat for Humanity în România derulăm programe încă din 1996 cu scopul de a eradica locuirea precară. De-a lungul timpului am ajutat aproape 100.000 de români, fie prin programele noastre de locuire, fie prin programe de dezvoltare a comunității. Poate printre cele mai cunoscute programe ale noastre sunt cele de construire accelerată cu voluntariat, cu voluntari, prin care construim mai multe locuințe în doar 5 zile. Așa am construit, de exemplu, la Bacău 36 de locuințe în doar 5 zile. Wow. Iar anul acesta, în diferite locuri din țară, am construit 12 locuințe în serie de câte 5 zile de asemenea cu voluntari. Cu aproape 400 de locuințe. Bravo, se poate și la noi. Mai erau știri în China, se făcea un spital modular în nu știu câte zile. Iată că și în România e posibil, dacă ai pricepere și voință. Și la SOS Satele Copiilor știu că ați lucrat pe niște proiecte de eficiență energetică. Ce ați făcut mai exact? Pe lângă proiectele noastre de locuire, așa avem și proiecte de dezvoltare în comunitate, iar unul dintre proiectele de dezvoltare comunitară este cel în parteneriat cu SOS Satele Copiilor, prin care ne-am propus să eficientizăm energetic întregul sat din București. Sunt două faze ale proiectului. În prima fază am instalat un sistem de panouri fotovoltaice pe cele 15 case de tip familial din satul SOS din București. Pe cele 15 case am montat aproximativ 270 de panouri fotovoltaice, care produc împreună 90 de kW. Oră. Câteva detalii tehnice. Sistemul fotovoltaic este de tip on-grid, ceea ce înseamnă că se poate injecta în rețea energia electrică produsă în surplus. Iar principiul tehnic este unul simplu. Energia produsă se folosește tot timpul. Sistemul este gândit de așa natură. În prima fază se produce pentru consumul instant al celor 15 case. Apoi există niște acumulatori care stochează energia electrică pe timpul nopții, dacă se produce mai mult decât consumul instant. Iar ulterior, pentru ce se produce în exces în sezonul de vârf, se poate injecta în rețea, în sistemul energetic național. Sigur, există și niște limitări, există niște vârfuri de producție, cum ar fi în timpul verii, între 15 iunie și 15 august. Există niște zone, niște perioade în care se produce mai puțin, în special în perioada 15 noiembrie, 15 februarie, dar una peste alta, din calculele pe care le-am făcut până în prezent, pentru că sistemul este funcțional de aproape un an, asta a dus la economii la facturile de energie de aproximativ 150.000 de euro pentru întreg satul pe care l-am eficientizat. Extraordinar. Și asta înseamnă costuri mai mici la utilități, adică banii aceia se folosesc pentru îngrijirea copiilor și proiectele sociale pe care le fac ei acolo. Și ce ați mai făcut în cadrul acestui ONG? Știu că aveți și alte proiecte cu ei. Spuneam că sunt două faze ale proiectului. În a doua fază, în această primăvară, am început eficientizarea energetică a altor două clădiri care în momentul acesta nu sunt folosite. Ele se numesc Casa 5 și Clubul Copiilor. Practic, acestea vor fi transformate în spații pentru educație și consiliere. Și Habitat for Humanity derulează acolo programe de eficiență energetică. Excelent. Și pentru că ai spus că îi ajutați nu doar să-și acopere consumul, dar și să injecteze producția de energie în exces, în sistem, practic înseamnă că ei sunt prosumatori. Știu că îi ajuta să se înregistreze, să se autorizeze. În ce etapă sunteți și cum a fost întreg procesul de autorizare? Sunt câțiva pași. În prima etapă, odată ce sistemul este funcțional, sistemul de panouri fotovoltaice, începe etapa de comunicare cu operatorul de distribuție, care vizitează centrul, face inspecția centralei și recepționează lucrarea ca fiind conformă.
După care, odată ce această lucrare este conformă, urmează procesul de obținere a unui ATR, tradus prin aviz tehnic de racordare. Etapa în sine este de asemenea consumatoare de timp, pentru că sunt foarte multe documente necesare, vorbim de cereri, certificate de conformitate, serii ale produselor care alcătuiesc sistemul, fotovoltaic, etc. și așa mai departe. Deci răbdare, perseverență merită, iată rezultatele și este ceva minunat. Felicitări pentru aceasta și vă recomand tuturor să urmăriți proiectele desfășurate de echipa de la Habitat for Humanity. Sunt de mare impact. Mulțumim, Roberto, pentru timp și mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc și eu. Dragilor, rămâneți alături de noi. În episoadele următoare o să vedem noi soluții pentru eficiență energetică alături de experți în domeniu care au făcut proiecte concrete. Și, desigur, nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare, o emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare, BCR.